Angela Gaic, fracțiunea Peledimie. Exact la același articol, în continuare la cele spuse de domnul Casian și domnul Deliu, să țineți cont exact ceea ce am vorbit și în comisie și de cursul de schimb valutar. Eu, în general, nu cred că prețul pachetului turistic trebuie să modifice, să fie modificat de moment ce clientul își achită pachetul turistic. Și vreau să-mi spuneți dacă în articolul 11.36 se modifică doar a doua frază, a doua propoziție, și dacă a treia, prețul nu poate fi majorat în termenii 20 zile până la data începerii călătoriei, rămâne neschimbat. Deci articolul 11.36. Prețul indicat în contract poate fi modificat atât în vederea majorării, cât și în vederea reducerii, și numai dacă modificarea are loc în urma variațiilor, și n-am dat care sunt variațiile. După care, în cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nicio obligație față de organizator sau detailist, aceasta din urmă având obligația de a se rambursa sumele care au fost achitate. În cazul 4, în cazul achitării integrale de către turist a costului pachetului de servicii turistice, prețul indicat în contract nu se modifică. Mulțumesc.